Gata. Dimineața când se scoală e freș. Vine și mănâncă, își bea cafeaua, că fără cafea nu se poate. Și apoi se apucă iară de restul ce-a mai rămas. M-a dus și sapa să fie să fie răginut. Mai făceam câte un jertfe de întărire, dar nu, la spița n-am să nicio zasă. Avem numai 8 și cu cocoșul 9. Haideți, haideți. Pune-le acolo mâncare. Pune farii la roșii și leagă. La fasole le-au pus rughele. Tăchecele le face. Ne dați Dumnezeu sănătate. Este aici. Medicamente? Luați medicamente? Mă, eu am țenevraj, bicarbonat, nu vreau să nici, mă nu câteodată când mă aflu așa mai rău. Ce să facem? O cafeluță? O cafeluță merge? Cafeluța o iau în tăță dimineața, câteodată și la mează. Nu știu ce o iau. Și acolo, și din coace, tăchele-o crepaie. La vârsta asta are putere să țină securea. Tăchele-o crepaie în iarna asta, tăche lemnile care ni le-au adus. Da, ce să facem? Nu mai putem lucra cum am lucrat mai de mult. Și la clădit de lemni când le clădește. Dacă vreau să o ajut cumva, nu-i bine cum le faci. Lasă că nu le știi tu pune că se îmburdă, zice. Și le așează ea frumos pe tăiche și lasă pat să nu fie o buruiană. Că doră cine trece pe drum și vede ce zice. Ia-i cu ideile cum au fost mai de multă, pe aceea idee să duce așa cum. E la vârsta de 37 de bolnavă. Dacă n-ar fi ea, eu n-aș putea face nimic. Ea mă ajută. Eu atât dacă mai fac mâncare în casă, în rest. Deci să înțeleg că e mai sănătoasă ca și dumneavoastră. E poveste că nu a fost niciodată în spital. Că mai bea câte un antenevragic și mai bea câte o, când are dureri mai mari, de să schimbă vremea și la erioma. Dar în rest aia când și când. În restul se duce. Dacă și-o bău cafeaua dimineața, păi atâta o ajută cafeaua aceea și se duce și-și lucră lucrurile. Sub tensiune. Și ea, când are tensiunea mică, nu mai poate lucra. Mere și-și bea cafeaua și stă câteva minute și imediat se duce. Alții se chinuie să coboare tensiunea la urmă. El nu are. Nu are probleme cu tensiunea. Eu am... Eu 20 și ceva de aia eu am tensiune. Și dumneavoastră... Dar ea că eu, pe mine nu m-am are și eu am fost bolnavă de la vârsta de 37 de ani, m-o lua boală. Atunci de la Cernobâl zice că e adevărat, că nu știu. A fost colectivul și până e lume tă cu căruța cu cai, de câte ori s-o dus și-o prins cai la căruță e și s-o dus după lapte și aducea de la vacile colectivului. Vine noaptea până la 12, de ploua, de fulgera, vreme bună, cum a fost, ea a fost prezent acolo. Auzi, și eu mă uit la ea de multe ori și zic, Doamne, oare câte zile am mai avea să o ție Dumnezeu și mă rog așa în ea, că dacă nu e, aci eu nu poți trăi fără ea. Da. Nu mă poți descurca. Până una alta, tanti Domnica se bucură de ele și de sănătate și de vârstă. Da, mă bucur eu mai mult, că e aci cu mine, că dacă nu, ce viața aș face? Atâta e. Că fără de ea, n-aș putea face, de câte ori nu pot să mă duc nicări și ea să duce și le sprăiaște pe tăche. Vai de capul meu, că să mă gândesc că oricum am putut ajunge aici.
Eu fost dat, mi-au dat Dumnezeu sănătate și am putut lucra. Vezi că și la lucru, dacă vrei să chem pe cineva, nu vine nimeni, ori pe cine vrei să plătești, nu pot. Și apoi așa în ea, se descurcă cum poate. Cât am mai putea, când nu, iar rămâne tăiche de-a valma.